Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O problemă care va trebui rezolvată cumva, tehnologia modernă de comunicații în sălile de clasă. Așa. Pentru că deja, oricum, adică nu mai era vreo dificultate să mai fraudezi vreun extemporal, teză, examen, ceva, cu o cameră ascunsă și microcască, nu? Nu, nu mai mergea. Dar asta, dacă aveai pe cineva să te ajute. Dar de acum, de când au apărut algoritmii de inteligență artificială, oricine poate să scrie texte și să rezolve probleme de orice fel, doar printr-o simplă cerere către o aplicație sau către un site de inteligență artificială. Ce bună e asta! Da, și nu. Că o să, în mod evident va exista tentația. Adică nu, e bună pentru cei care sunt tentați să copieze și să fraudeze. Da, dar din păcate știi cum e tentația asta. O să păcălească pe mulți care o să consideră că în felul ăsta pot trece mai ușor prin școală și o să iasă din școală fără să știe altceva decât să pună o întrebare copieze, pe da. Internet. Îți fur căciula singur. Spirit, da. Da, mă, dar tentația e mare. Când știi că ai extemporal mâine, a doua zi, teză, nu știu ce, trebuie să scriu o lucrare. Tentația e mare să înveți. Ce vorbești? Ce? Ce? Mă, cu sfârcăciula singur? Așa ne ziceau când eram mici. Păi da, dar tu în capul tău aveai, ce ziceai? Da, atunci era mai greu să-ți fur căciula singură. Acum este foarte ușor. Asta e adevărat. A venit foarte ușor. Mamă, ce mi-a plăcut să fie ușor. Olandezii, mă rog. Eu știi câte căciuri mi-am furat? În Olanda, telefoanele mobile, tabletele și ceasurile inteligente vor fi interzise în mare parte din sălile de cursuri, începând de anul viitor. Interzise. Și mă întreb dacă n-ar trebui, poate, să ne gândim să facem asta și în România. Corect. Sunt unele școli, știu că sunt unele școli în care telefoanele mobile sau dispozitivele electronice trebuie lăsate în dulăpioare la intrarea în clasă. Da, da. Dar nu e o regulă generală, exact. Dacă școala are și poate că a venit momentul să discutăm și despre asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.